Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Nicoleta Preda și vă prezint jurnalul Absolut TV. Pentru început, iată care sunt principalele subiecte. Un motociclist de 23 de ani care mergea cu viteză și nici nu avea permis de conducere și-a omorât prietenul pasager pe motor. Un bărbat de 66 de ani din Argeș a murit după ce a fost lovit în plin de un microbuz. Meteorologii anunță un început de săptămână extrem de călduros. Astăzi au început simulările pentru evaluarea națională cu proba la limba și literatura română. Potrivit Inspectoratului Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Arceș Dumitru Tudosoiu, la nivelul județului nu s-au înregistrat probleme, iar elevii s-au prezentat în număr mare. În Arceș, prima simulare pentru evaluarea națională cu proba la limba și literatura română s-a desfășurat fără probleme. La primul subiect, elevii au avut de răspuns la mai multe întrebări de gramatică pe baza unei poezii, iar la subiectul al doilea au avut de analizat un fragment. Potrivit Inspectorului Școlar General Dumitru Tudosoiu al Inspectoratului Școlar Județean Arceș, elevii au fost responsabili și s-au prezentat în număr mare la această simulare. Examenul de simulare a fost o reușită a zilei de astăzi. La limba și literatura română am avut o prezență foarte bună și mărturie spre cifra de 317 elevi care, din motive obiective, la nivelul județului nu au putut participa la examen. Știți că, de obicei, în jurul examenului de simulare se vehiculează ideea neacordării importanței a unui asemenea examen. Deci în județul Argeș și responsabilitatea a fost maximă, nu au fost probleme cu, să spunem, un absenteism în masă, toate lucrurile din punctul ăsta de vedere au decurs normal. Din punct de vedere al organizării, al logisticii, al resurselor umane alocate, nu am întâmpinat probleme. Inspectorii din Inspectoratul Școlar au fost prezenți în teritoriu, în tot teritoriu, și din raportările dumnealor, dar și ale directorii unităților de învățământ, am constatat că nu au fost probleme. Elevii vor susține marți simularea la matematică, iar miercuri vor da testarea la limba și literatura maternă, elevii care aparțin minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă. După două săptămâni de la începerea simulărilor, pe 4 martie vor fi afișate rezultatele. Notele obținute nu vor fi trecute în catalog. Mâine vom avea simulare la matematică, a doua probă de concurs pentru elevii clase a 8-a. Le urez succes tuturor, le țin pumnii ca și în ziua de astăzi și sper ca lucrurile să fie cel puțin la fel de bine organizate și de bine percepute la nivelul elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru a se desfășura în condiții foarte bune și această a doua probă. Un profesor de sport din Arceș este acuzat de părinții unor elevi de comportament deviant. Oamenii susțin că le-a bătut copiii și, mai mult, în cazul unor fete, le-a agresat sexual. Profesorul recunoaște incidentele, dar le dă o interpretare proprie. Cazul a ajuns în atenția autorităților. Dumneavoastră aveți o vârstă de 28 de ani, fata mea are 12 ani. Deci nu mi se pare ceva corect. Am întrebat așa acum. Deci nu am absolut nimic în dumneavoastră. Nu. Nu mi se pare ceva corect. Azi puțin, și să minți, mâine să puțin. Mintă, deci și să ajunge în altă parte. Da, acum. Să-mi spună cine a zis că am făcut-o. Deci nu am... Să iasă de la urmă. Dumneavoastră, da? Așa. Și mi-aș făcut și acum și e data trecută. Acum reclamă. Eu? Da. Cu ce documentez cu de-am de-o? Păi cum să spuneți că... Că am făcut eu așa ceva. În legătură cu copilul meu, și copilul meu minte? A, nu. A, a e adevărat, fost da? În afara școală. În afara școlii, da, dar în curtea școlii. În afara școlii, dar în curtea școlii. Dar n-a fost, dar cum mi-a vorbit, v-a spus? Puțin a lipsit ca părinții să se ia la bătaie cu profesorul de sport de la școala din Valea Danului, un tânăr de 28 de ani. Ei îl acuză că le-a agresat fizic copiii. Primul incident ar fi avut loc în luna decembrie a anului trecut, când un elev a fost bătut pe terenul de sport. Am avut copilul în vacanță, de fiind și în vacanță, a venit la școală cu alți copii, a jucat fotbal în echipă cu domn profesor de sport și la o discuție mai aprinsă s-a bătut, s-a urcat cu picioarele pe el, am povestit cu martorii, am depus o plângere către școală, către Consiliul Inspectoratului Școlar acela Valadanului și încă nu s-a luat o măsură mai drastică cu asemenea
cu profesorul acesta. Tatăl băiatului bătut a depus plângere la școală și a scos un certificat medico-legal. Problemele au continuat, alt băiat fiind pălmuit. Acum profesorul este din nou în centrul unui scandal, de data aceasta cu tentă sexuală. El este acuzat de părintele unei fete de 12 ani că i-a agresat copila, elevă în clasa a 6-a la școala din localitate. Profesorul de sport s-a înscris la dansuri și a început să pipe fata, să o pupe. Și fata vin plângând acasă. Nu mi se pare ceva corect un profesor de 28 de ani să înscrie la grupa mică și grupa mare de dansuri. Totul s-a petrecut pe scările căminului cultural din Valea Danului, acolo unde profesorul ar fi pipăit-o și ar fi încercat să o sărute pe eleva de 12 ani. Și nu e singura. În pauza, când erau grupa mare, făceau dansuri, eu stăteam afară cu Luca și cu martorul meu. Și domnul Luca, a vrut să mă ia în brațe și n-a putut. Și apoi a vrut să mă pupe. Pe obraz sau unde? Nu știu, dar eu am refuzat. În această dimineață, cei doi părinți s-au dus la școală să ceară explicații. Deci astăzi a fost profesorul Luca, a stat în preajma copilului meu. Mi-l puneți absent, mi-l trimiteți acasă, nu mai fac ore cu el. Domne, deci asta e rugămintea mea, asta, de să nu se mai facă ore cu copilul meu. Nu contează că lasă cu nota minimă, că lasă corigență, mă rog, deci să nu se mai facă ore profesorul Luca cu copiii mei. Deci am doi copii la clasa, unul pe a patra și unul pe a șaptea. Dar nu mi se pare normal, că e în vacanță, că, adică iar să faci, iar, dar părintele ăsta n-a pierd timpul degeaba pe aici cu noi. Nu am altceva de făcut, fiindcă s-a întâmplat în afara orilor de curs, nu s-a întâmplat în timpul orilor de curs. Eram vacanță, deci nu pot eu să știu ce face domnul Luca Gerasimescu în timpul liber, sau un alt coleg al meu. Trebuie să-mi vină cu ceva de la poliție, de la, dacă era în timpul școlii, era cu totul și totul altceva, vă dați seama. Nu, nu mi se pare normal. Eu cred că acum răspunde în mare măsură domnul profesor de dansuri. Tatăl profesorului, un cunoscut artist, crede că la mijloc este o răzbunare. Ce să vezi, că dacă așa se vrea rău, de-aia, și e răzbunare acum, dacă îmi spune Ionuț de bică și de asta, răzbunare. El a ajuns, să știi tu, Ionuț, că el a ajuns la spital. Și copilul meu a la spital. Și copilul meu a fost la spital, da. Știu, de aia zic, da. N-ați avut bună plăcere să-l vedeți cum era de lovit și astea? Adică da, vi l-am arătat, dar el n-a avut. De ce n-a venit el? Da, tu ai ceva cu... N-am domnul cu el. Eu știu... Ce s-a domnul cu el? De așa am scris și el și acum vrei să... Profesorul recunoaște incidentele atât pe cel din decembrie cât și pe cel de săptămâna trecută, dar spune că elevul care a dat l-a jignit, iar pe fată, văzând-o mai corpulentă, ar fi vrut să o cântărească. M-a pus partener cu ea și atât. Nimic mai mult. M-am uitat la ea. Bine, vă acuză că ați luat-o în brațe și așa. Da, am luat-o în brațe, atâta. Deci, dar nu am, deci eu una e să pun mâna, deci n-am atins-o practic și n-am pupat-o, deci să-mi spună cine a zis asta. Am zis să iasă-o dacă ești grea sau... Atât. Incidentul a fost văzut și de alte persoane care participau la ore și la cursurile de dans, care confirmă varianta celor agresați. Băiatul nu știu ce a zis, că nu prea știe de un profesor fotbal. Domnul profesor s-a enervat, l-a alergat, i-a pus piedică. Și după l-a apucat și i-a dat cerere. Nu am zis că sunt terminat și că... Da. Știi, deci... Nu știu, ți-a spus ceva oricum. Da, băi, știu că... Și după l-ați luat la bătaie. Am dat două picioare, atâta. Eu eram pe scări, la dansuri, și el a vrut să o ia în brațe și să pupe. Cum s-a dus spre ea sau cum s-a întâmplat? Da. Cazul a ajuns în atenția conducerii școlii, dar și a inspectoratului școlar județean. Profesorul riscă sancțiuni, iar dacă părinții vor depune plângere și la poliție, chiar un dosar penal. Accident mortal într-o localitate din Narceș. Un motociclist de 23 de ani care mergea cu viteză și-a omorât prietenul cu un an mai mic pasager pe vehicul. Într-o curbă ușoară a pierdut controlul motorului, iar pasagerul a fost proiectat pe cal de arâm și a murit pe loc. A
Accidentul a avut loc în Argeș, pe drumul județean 703K, în localitatea Budeasa. Deși nu avea permis de conducere, tânărul de 23 de ani din curtea de Argeș a venit în vizită la bunici și a plecat cu motorul prin comună împreună cu un prieten. Din cauza vitezei excesive cu care conducea, a ajuns pe contrasens, s-a răsturnat și s-a izbit violent de un cap de pod din beton. Motociclistul purta cască și a scăpat doar cu răni ușoare. Pasagerul însă nu. E vorba de un tânăr de 22 de ani din Budeasa, care a murit pe loc după ce a lovit cu capul podul din beton. Ce ți-a auzit că s-a întâmplat? O bubuitură. O bubuitură, eu nu știu nimic. Ce ați văzut? Păi era el aici și câțiva oameni. L-a întins pe jos? Întins, da. Murise deja? Nu. Nu murise? Nu. A, deci a murit când a venit echipajul? Da. Și prietenul lui? Era cel pace. A avut viteză? Ce credeți că a avut? Nu știu. V-a spus că a murit Fiso, nefotul. Dar nu s-a ieșit. Dar cum? Poftim? Cum s-a întâmplat? Păi cum s-a întâmplat că eu eram acasă în curte? Au fost, au plecat cu ele, ce s-a făcut, nu știu ce s-a făcut. Foaie de liniște. Venise de pe tir? Lucra pe tir? Da, cum să nu mergeam, nu s-a venit el, în ce a dus se piese la uzină, mergeam pompe de injecție, nu știu, a venit cu autotren, a luat. Foaie de liniște. Echipajul medical sosit la fața locului nu a putut face nimic pentru a-i salva viața pasagerului de pe motor. Avea un traumatism craniocerebral grav, iar creierul i-a rămas pe asfalt. Am fost solicitați la un accident rutier. În momentul sosirii echipajului de terapie intensivă mobilă, pacientul prezenta leziuni incompatibile cu viața, respectiv traumatism craniocerebral grav, cu lipsă de substanță cenușie, fracturi deschise cu înfundare, frontotemporoparietală dreaptă, midriază fixă, șlanizocorie, otoragie dreaptă, deci practic nu a mai fost nevoie decât să declar decesul, din păcate. Cadrele medicale au acordat îngrijiri și rudelor celor doi, sosite la fața locului, care au leșinat la aflarea tragediei. Trupul neînsuflețit al tânărului, care abia împlinise 22 de ani în urmă cu două zile, a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Prietenul lui, vinovat de tragedie, a fost dus la poliție pentru declarații și s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă. Accident spectaculos la intrarea în municipiul Câmpul Mușel. Două autoturisme s-au ciocnit după ce unul a ieșit de pe un drum lăturalnic direct în șoseaua națională care leagă Piteștiul de Brașov. Un tânăr de 29 de ani din comuna Berevoiești se afla la volanul mașinii sale, un Opel, și se deplasa dinspre Pitești spre Câmpul Lung, pe DN73. Alături de el se afla viitoarea sa soție. Cei doi se întorceau acasă. Nu s-a gândit nicio clipă conducătorul auto că ghinionul îi pândește chiar aproape de casă. La intersecția cu drumul Poienari, acestuia i-a ieșit în față un Matiz, condus de o femeie de 63 de ani din Câmpul Lung. Conducătoarea auto se pare că s-a gândit că are timp să intre în trafic, astfel că i-a apărut tânărului în față. Opelul a lovit Matizul la aripa din stânga față, iar impactul a fost devastator pentru mașina pilotată de bărbat. Aceasta a ieșit de pe partea carosabilă, s-a răsturnat și s-a oprit într-o grădină. Din impact, pasagera din Opel a suferit traumatisme și a fost transportată la unitatea de primiri urgențe Câmpul Lung pentru îngrijiri medicale. Cei doi, conducătorul auto și pasagera din Opel, au scăpat cu bine pentru că purtau centurile de siguranță. Din impact, pasagerii și conducătoarea auto a Matizului nu au suferit vătămări corporale, însă au tras o sperietură pe măsură. La fața locului s-au deplasat cadrele biroului rutier, Poliția Câmpul Lung, care au demarat cercetările în acest caz. Amiaza zilei de 21 februarie 2016, în jurul orilor 17, la intersecția străzilor șoseaua națională cu strada drumul Uzinei, un conducător auto care circula de pe strada drumul Uzinei
nu a acordat prioritate de trecere și a acroșat un autoturism care circula pe drumul prioritar. În urma impactului, autoturismul marca Opel, care circula din direcția Pitești către Câmpul Lung, a părăsit partea carosabilă, după care s-a răsturnat. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoarei a pasagerii din autoturismul marca Opel. În continuare se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a producerii evenimentului rutier. Pasagera din Opel a rămas internată în spitalul Câmpul Lung pentru a i se urmări evoluția, urmând ca în scurt timp să fie externată dacă nu i se va agrava starea de sănătate. Un bărbat de 66 de ani din Arceș a murit noaptea trecută după ce a fost lovit în plin de un microbuz. Mașina efectua curse regulate între Pitești și Curtea de Argeș și șoferul ei nu a mai putut face nimic pentru bărbatul, care i-a ieșit pur și simplu în față. Un bărbat de 66 de ani din Argeș a murit duminică noaptea după ce a fost lovit în plin de un microbuz. Mașina efectua curse regulate între Pitești și Curtea de Argeș și șoferul ei nu a mai putut face nimic pentru bărbatul, care i-a ieșit pur și simplu în față. Accidentul a avut loc pe DN7C în localitatea Bascov. Echipajul de terapie intensivă mobilă, solicitat la fața locului, a încercat să-l stabilizeze pe bărbat și a plecat cu el spre unitatea de primiri urgențe a spitalului din Pitești, în speranța că îl mai poate salva. Din păcate, trupul lui era atât de zdrobit încât pierduse mult sânge și a murit. Bărbatul lovit mirosea puternic a băutură. În acest caz a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă. Meteorologia anunță un început de săptămână extrem de călduros pentru această perioadă anului, cu temperaturi de până la 22 de grade Celsius. De miercuri vin ploile. Săptămâna debutează cu o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cu maxime de până la 22 de grade Celsius. Miercuri însă precipitațiile vor cumula până la 10 litri pe metru pătrat. Vreme deosebit de caldă și în județul nostru, cu maxime termice care astăzi deocamdată au urcat până la 20 de grade Celsius. 20,2 grade Celsius indică în acest moment mercurul termometrului în Pitești, unde este cea mai ridicată valoare a temperaturii aerului din județul nostru. De acum încolo, valorile termice vor fi în ușoară scădere, temperatura aerului va fi în ușoară scădere, astfel că la noapte și mâine dimineață, minimele în care va oscila mercurul termometrului vor fi în general între 5 și 8 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori tot în zona deluroasă, în condițiile unui cer variabil mai mult senin, vânt moderat cu intensificări temporare cu precădere la munte, iar presiunea atmosferică în scădere, în acest moment fiind de 1014 hectopascal. Și mâine, marți, vom avea o vreme deosebit de caldă pentru perioada la care ne vom afla, cu maxime termice care s-ar putea să fie cu un grad cel puțin mai ridicate decât cele de astăzi, așadar mercurul termometrului mâine, imediat după orele prânzului, va oscila în intervalul 17-21, poate chiar 22 de grade Celsius. De marți noaptea vor apărea norările care vor determina precipitații sub formă de ploaie, vor persista norările pe parcursul zilei de miercuri, dar deja cu înaintarea către seară, norările vor fi doar pe alocuri și precipitațiile destul de izolate. Așadar, miercuri vor fi precipitații care s-ar putea ca punctual să depășească 10 litri pe metru pătrat. Spre sfârșitul săptămânii, vremea va deveni din nou călduroasă, cu temperaturi mult mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă. De asemenea, nu vor lipsi intensificări ale vântului. Sfârșitul de săptămână, cel puțin din materialele de care dispunem în acest moment, se pare că va fi cu valori termice ridicate pentru perioada la care ne vom afla. Sâmbătă posibil să fie ceva mai răcoare, dar oricum cald pentru acea perioadă, în general între 8 și 11 grade Celsius sâmbătă, iar vineri și duminică valori termice comparabile, în general între 10 și 14 grade Celsius la nivelul întregului județ și minime termice de asemenea ridicate, în general între 2 și 7 grade Celsius, cu un cer parțial noros, intensificări temporare de vânt și posibile ploi, dar nu însemnate cantitativ. Într-o partidă de pregătire desfășurată pe sâmbătă pe stadionul Nicolae Dobrin, SCM Pitești și Unirea Târlugeni au încheiat la egalitate 0-0. Meciul a fost unul disputat, piteștenii având o prestație destul de bună.
Cel de-al șaptelea meci de verificare din această perioadă precompetițională pentru echipa SCM Pitești a fost o divizionară B, Unirea Târlungeni. Meciul s-a încheiat la egalitate 0-0, însă antrenorul Nicolae Dica a fost mulțumit de randamentul elevilor săi. Piteștenii au jucat în următorul 11: Dolha Bogdan Stancu, Cotigă, Deaconescu, Șerbănică Grecu, Năstăsie, Șerban, Precup Cruceru, Tănasă. Pe parcurs au mai intrat Udeanu, David, Cioablă, Albu, Șandru, Vladu, Ionescu, Iamandi și Vlădescu. Consider că am avut un ritm bun, am făcut antrenamentul, ne-am atins scopul. Păcat că nu am reușit să mă atind din lucrurile pe care mi-am creat. Dar băieții au răspuns bine și sunt mulțumit de ceea ce am făcut în momentul ăsta. Dar cu siguranță putem mult mai mult decât am făcut o dată, ținând cont că suntem în perioada de pregătire. În momentul de față sunt mulțumit. În această săptămână, gruparea piteșteană mai are două meciuri de pregătire, miercuri cu CS Mioveni 2 și sâmbătă cu Juventus București. Echipa de handbal CS Dacia Mioveni a jucat sâmbătă la Plopeni în ultima etapă a campionatului național de handbal junioare 2. Urmează acum două turnee de sală, primul fiind programat luna martie la Pitești. Într-o partidă, contând pentru etapa cu număr 10 a campionatului național de handbal junioare 2, HC Activ CSO Plopeni și CS Dacia Mioveni au terminat la egalitate 20-20. Jucătoarele pregătite de Alin Oprescu au avut o primă repriză extrem de bună, conducând cu 10-6. În partea secundă, prahovencele s-au mobilizat ceva mai mult, însă egalitatea consemnată pe tabela de marcaj a fost una în beneficiul oaspetelor, acestea ocupând la finalul sezonului locul al patrulea în ierarhia seriei D. În perioada 4-6 martie este programat primul turneu de sală, meciurile urmând să se dispute la Pitești. Alin Oprescu a jucat cu următoarea formulă de echipă: Popescu, Nițu, Iordache, Crăsan, Badea, Dumitrașcu și Florea. Pe parcurs au intrat majoritatea celorlalte jucătoare din lot. Goldurile echipei noastre au fost marcate de Nițu 6, Iordache 5, Dumitrașcu 4, Crăsan și Badea câte 2, Andreea Popescu 1. Tehnicianul argeșan a declarat că în jocul de azi apărarea și-a făcut pe deplin datoria, însă ține să remarce modul în care s-au descurcat toate jucătoarele folosite. Alin Oprescu a dorit să evidențieze și faptul că echipa a fost susținută de conducerea clubului, dar și de municipalitate, primarul Ion Georgescu asistând la meci alături de alte oficialități locale și nu numai. Vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, cu maxime cuprinse între 18 și 24 de grade și minime între 6 și 11 grade. În cursul zilei cerul va fi variabil, dar noaptea se va nora treptat și local se vor semnala ploi slabe. Ploile vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla slab și moderat. La munte, valorile termice se vor menține mult mai ridicate față de mediile climatologice de referință pentru această dată. În cursul zilei cerul va fi temporar noros și doar izolat se vor semnala ploi slabe. Noaptea, nebulozitatea se va accentua și va ploua pe arii extinse, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 10 litri pe metru pătrat. La peste 2000 de metri, spre sfârșitul intervalului, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, mai ales în zona înaltă. Acestea au fost știrile, sunt Nicoleta Preda și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Absolut TV. Nu uitați, în fiecare zi ne puteți urmări și pe site-ul nostru www.absoluttv.ro. Pentru a ne semna la evenimente, ne puteți contacta la numărul de telefon 0348 730980. Toate cele bune vă doresc!